Este? Deschideți! Îngeraș. Îngeraș are. Ce? Bine, mă dor picioarele pentru că au înghețat. Sasha! Bună dimineața! Am primit un mesaj. Până când de la grădiniță? Mâine grădinița nu va lucra, Nicolas, nu. Își sistează activitatea din cauza timpului de afară. Mâine rămâi acasă, Nicolas. Știi? Nu știu, cineva a scris din părinți că până pe data de 11 nu vor lucra instituțiile, dar nu se știe. Cel puțin sigur știu că... Cel puțin sigur știu că grădinița mâine nu lucrează și Nicolas va rămâne acasă. Școala, nu știu, nu de noi depinde. Dar de timpul de afară ninge tare. Iată ce timp avem. Eu tot vreau vacanță mai mare. Cine se bucură că vacanța se prelungește? Scrieți în comentarii. Noi aici avem două fetițe. Referitor la voi, încă nimeni nimic nu a scris. Așa că nu se știe. Nu se știe. Vă imaginați cum o să săriți voi până în pod dacă o să se confirme? Ce o să faceți? Haideți așa. Dacă se confirmă, cine știe ce o să facă? Discoteca! Nu, păi tu deja arăți ce o să faci. Bine, haideți. Ninge foarte, foarte frumos. Prima zăpadă anul acesta. Iată, încă neatinsă. Dar e uscată. Deci babă de zăpadă nu se mai face din ea. Ninge în continuă. Dansați. Săriți. Monica, da? Da. Încă două zile acasă. Hai, ce ai spus că o să faci? O să fac discoteca. Hai, gata, fugiți afară cu toți. Îmbrăcați-vă și afară, afară. Sunteți gata? Da. Hai, deschideți ușa. Nicolas, de 5 minute deja așteaptă. Cum? Super. Aha, sunt. Ia și eu. O, și mie. Ea singura a ieșit. Am ieșit și eu afară. Ia uitați-vă ce faci. Acolo, înghețat tot. A înghețat copacul? Da. Îngheață? Dacă a plouat toată noapte și apoi a nins. Ia să vedem. Da, e gheață pe el. Iată, Mimi tot zburdă. Acum și îngheață. Nu știu, am spus să vină, dar el lucrează, nu știu dacă reușește. E gheață, da? A plouat mai bine de jumătate de noapte. Vai, ce bine este! Și mă învață acasă. Sunt foarte friguroase, dar am decis de data aceasta să ies afară. Deci avem noroc că iarna aceasta de mai multe ori a nins. Acușul rugăm pe tata să ne-l dea pe el unicos să fie. Unde care zăpadă în casă? Pe Gucci, dacă poți să-l dai, să-l arunci. Să vedem reacția lui. Mimi deja mănâncă. Mimi a fost. A flămânzit, ea a fost afară. Chiar acum. Ea pe Gucci. Era aici, se uita și s-a speriat. Nu, eu se uita cum ningea așa frumos și apoi a fugit. Păi să vedem și el, să se bucure și el de zăpadă. Da, o să se bucure. El să vină și o să fugă înapoi în casă. Bine, haideți. Eu vreau să văd ce face Gucci.
Eu tot vreau. Moș Crăciun. Frumos. A înghețat totul. Nu vrea? Nu vrea. Hai, Simba. Hai. Ia stai. Deschideți. Nu vrei? Gucci. Gata. A fugit. El de ce stă pe gânduri. El de ce se gândește să intre în coază sau să nu intre. Îmi bate vântul în față, nu pot vorbi. Merg să văd ce face Sara. Sara, unde ești? Priviți câtă zăpadă. Scârțe, atât de frumos. Ce-i Sara? A trecut vreo mașină pe drum? Totul este neatins. A trecut. A trecut cineva. Avem aici un biceu. Am putea face schibidi toaletă. Așa, să o scoată tata și noi să facem așa un cap de schibidi. Dar... De cât timp? Nu, zic aici să facem din zăpadă schibidi biceu. Ce vânt! Ce, Nicolas, ai venit? Tu vrei să-mi dai mâna asta? Hai, uite-ți ce mâna. Îngeraș! Stai că îngerașul vostru se iese profund. Nu, trebuie mai departe să arăți. Hai! Gata? Ridicați-mă! Cât de frumos! Un geraș mai mare, unul mai mic. Ia, Sara, te ridică-ți. Nu pot să stau. Nu am mânușcă. Hai, ia uite cât de frumos și capul se vede. Hai, să fie mai frumoasă. Câte minute mai stau? Nu știu. Cum sunt acestea? Alele. Alele? Da. Sara, tu ești la mare? Sara e la mare. Iată, la mare. Ești la mare? Da. Dar a înghețat. A înghețat? E gheață. Sufli. E gheață. Astăzi din nou mâncăm pizza, însă din aluat congelat, care seamănă foarte mult cu aluatul pentru turte. Pentru turte, da. E același gust. Avem multe rămășițe, cred că așa și s-a inventat pizza. Da. Pentru că avem foarte multe cașcavaluri rămase și toate astăzi o să meargă la pizza. Tu marginile tot să le umple cu... Deci arată foarte bine. E gata pizza. Prima. Haideți să o gustăm, să vedem. Deci arată foarte, foarte bine. E frumoasă? Și la gust e bună, doar că e un minus, pot să spun. E foarte sărată. Ai pus foarte mult parmezan, nu? Da. Sau poate te-ai îndrăgostit? E sărată? Okay. Pentru că eu mă uit că ea nu chiar uniform a fost, poate bucata mea e mai sărată, dar e foarte gustos. E mai bun acest aluat, ce arată mai bine și chiar e mai gustos decât cel pe care noi l-am făcut. E mai bun aluatul. Cum e, Sofia? Mai bună? Ca data trecută? Da, trecută a fost mai bună. Mai bună? Deci, gusturile sunt, vedeți, diferite la toți. Mie mi-a plăcut mai mult aceasta, cu toate că este din aluat cumpărat, congelat. Dar Sofia zice că data trecută a fost mai bună, cea gătită de noi. Ce?
Nicolas? Ce Nicolas? A spus ceva despre tine. A despre mă Crăciun? A spus ceva despre tine, Nicolas. Ce a spus? Că tu îmi doamne în față. Ce? A venit în față? I-ai dat? I-am dat? Telefonul? Telefonul? Să se joace. În? Roblox. Tata vorbește, eu nu știu eu. Tata spune. Nică s-a spus că de-ai dat. Nicolas a spus că tu i-ai dat să se joace cu telefonul. Și e vina ta. Și e vina ta. Să spun ce s-a jucat Nicolas în Roblox cu... cu moște. Cu moște și noapte să dormă noapte. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Sofia, i-ai dat lui Nicolas să se uite la monștri? Nu. Nu, deci el a zis că tu i-ai dat. De asta eu am zis că stai că acuși o întreb eu pe Sofia și el mă ținea de gură să nu te întreb, pentru că a înțeles că a spus minciuni. Unde a văzut el moște? Parcă nu se uită la telefoane, dar iată că se teme. I-am dat să se joace Roblox. Și acolo cred că... S-a uitat el singur, s-a apăsat pe ceva. Deci trebuie să... monitorizăm și să nu-i permitem să se uite absolut la nimic, nimic, niciun video, niciun joc, nimic cu monștri. Cine s-a ascuns? Ce e asta? De acolo? Oho. Oh, e rece aici. Nu vrei să intri în casă? A venit moșul cu obraje roșii și cu neațe roșii. Ce rece moșul nostru. Ciropezi. Singur a fost afară. S-a dus. Da. El când vede zăpadă, gata, nu-i trebuie. Cam vreo 40 minute au stat. Nu-i bradul, nu i-a prins. Oh, no. Magie. Sara mănâncă aici zăpadă. I-a dus Nicolas. Ce asta? E zahăr pudră de la biscuit și se arată mănâncă cu lingura. Gata, nu e voie, e prea dulce. Ușor închide. Nu i-a văzut? Nichi! Închide ochii! Mi-a ținut gura până acum ochii o să țin. Nu țin! Stai un pic, o să fie o surpriză pentru tine. Nu i-a văzut înainte? Hai, gata. E voie. Iată! Eu i-am mai îmbrăcat, așa că gata, nu e surpriză. Hai, îmbracă. Sara, du-te, rog, bolul celă la bucătărie. Bună dimineața, e a doua zi și începem ziua cu timp frumos, cu multă zăpadă. E frumos când stai acasă, evident. Avem niște copaci lucioși, plini de gheață și sclipesc foarte frumos atunci când bate soarele. Am observat când m-am trezit prin fereastră, mă uitam și nu înțelegeam, parcă ardeau luminițele pe copaci. Tot luminează foarte frumos, ești impresionat. De toate crenguțele sunt prin gheață. Și când bate soarele, luminează super frumos. Uite aici, Sasha a mai curățat zăpada, mi-a făcut niște cărărușe. Și acum muncește aici, în fața casei. E foarte multă zăpadă, ia priviți. Astăzi, noi cu Nicolas mergem afară. Și acum îl ajut pe Nicolas să se îmbrace și mergem afară să vedem ce face tata. Mergem la tata. Să fie în casă pe... Nicolas, pentru că la mine nu se primește.
salut. Ce taci? E foarte frig. Foarte frig. Mie este foarte cald. Uite ce măgel am făcut. Oho. Wow. E foarte multă zăpadă. E foarte frumos. Totul e alb. Mie picioarele se duc. Cele miaune. Nu e Gucci pentru că Gucci e în casă. Miki, ce faci? Te joci bine. E foarte frig, la mine picioarele le-au înghețat. Aici e gheață, nu se vede, dar chiar e gheață aici. Sofia! E foarte frig. La mine au înghețat picioarele. Miki! Salut! Eu nu vede nimic. Chiar și dacă am înghețat, eu nu vreau să plec acasă pentru că e foarte super aici. Îmi place aici foarte tare. E totul alb, e frumos. Încă o dată scuzați-mă dacă nu mă văd. Mergem iar la tata. Eu plimbam așa aici. Pe mine mă dor picioarele pentru că au înghețat. Nu știu, mă văd sau nu. Eu deja de 100 de ori am zis să replec aceasta pentru că eu chiar nu știu. Nici nu știu dacă eu mă aud. Când eu pe a înghețat. Eu nimic nu știu cum o să primească video. Niki, eu plec în casă. Eu gata, nu mai pot. Trebuie să mă deschid cu o mână. E un challenge, parcă. Mă deschid cu o mână. Acum scot căciula și fularul. Deci cele... A venit Sara de afară, uitați-o cu ce picioare roșii. Ți-a înghețat picioarele, Sara. Coșmar. Ți-a fost frig? Da, foarte. Foarte frig, eu ți-am zis să te îmbraci mai bine. Tu ai vrut, în general, într-o pereche de pantaloni să te pornești. Am insistat și am îmbrăcat încă o pereche mai subțire de desubt și hai scoate hainele ce se te aude de pe tine. Picioare. Am ieșit afară astăzi pentru prima dată. E frumos. Și am decis noi să mergem în căutarea de comori. Lopata ai luat? Cusuri. Mergem să căutăm saniile noastre. Dacă cea găsim cea roșie mai mare, avem una. Sperăm să o găsim. Ne îndreptăm acum la căsuța noastră, la care nici la ea nu am fost de foarte mult timp. Acolo se păstrează saniile. Și cred că e anins și acolo, să încercăm cumva să scoatem saniile. Ca să savureze copiii din... Ai curățat și a trecut tractorul. Păcat. Dar vrem chiar aici pe drum să se dea copiii cu săniuță, pentru că este un deal și e numai bine să te dai aici cu sania. Am ajuns aici acum. Este acolo sub scară, avem o cameruță și Sania este acolo. În afară de zăpadă avem o surpriză mai rea. Iată, avem aici o grămadă de cutii, am uitat de ele, că le avem aici, e blocată ușa.
Acesta e gunoi. Urma să chemăm o mașină, însă nu avem gunoi de o mașină. Dar ele costă destul de scump și am zis să mai așteptăm, să mai acumulăm. Hai că ai făcut-o asta și pe asta. Ne întoarcem fără sanie, dar noi așa putem. Deci Sasha a încurcat cheia. Nu a luat cheia de care avea nevoie ca să deschidă ușa și mergem acum să căutăm cheia. Bun, ești? Eu mă gândeam unde sunt ele, mă gândeam... Ai găsit-o chiar? Eu gata, eu nu mă mai duc cu tine. Ok. Bine că trăim aici aproape la câteva case. Și putem să mergem pe jos. Se duce el singur, eu am înghețat deja. Eu încă trebuie să mai am puteri să mă dau cu sâniuța. Fric. Fricuț. Iată, am muncit omul aici astăzi. Este tot, a făcut cărări. Ce bine e acasă cu mâncarea călduță. Iată, Sasha astăzi ne-a gătit piureu și cărniță avem aici. Acum și mă apuc să mănânc. E călduț încă. Cât timp eu am postat video, inclusiv și pe canalul Season Family. Noi am început din nou să postăm pe acel canal, linkul o să-l las în descriere. Și vă rog foarte mult să ne scrieți părerea voastră referitor la acel video în comentarii la acest video. Fetele singure au filmat ce are Sara în telefon, agenda Sarei cu note, ce are Sara în ghiozdan, în dulap și tot așa. Vrem să știm dacă vă place astfel de format de video în care fetele se filmează singure. Este foarte important pentru noi părerea voastră. De aceea vă rog, intrați și urmăriți. Toți ca băbusele s-au încotoșmânat. Da? Cam rece. E rece? Nu. Oh. El e foarte îmbrăcat. Nu. Ceva să șternem pe Sani. A, să șternem. Bun, merg. Da, super. Cum a fost Nicolas? Stai, Nicolas, stai. Așa, măcar Sofia, Sara nu vrea. Yeeey, ia ce la mine aici. Michi. Ia la mine, uitați-vă, Abi. Michi. Hai, foc. Genunchi, aha. Nu-mi este frig, doar îmi este frig la față. La față, aici doar n-am acoperit. Trebuie să punem și aici ceva, să legăm, să rămână doar ochi. Gata așa. O, s-a prins lumina! Ura! Yay! Cum a fost? Nicolas, am căzut și... Am mâncat la ai mâncat zăpadă, Nicolas? Nicolas, poate gata, ajunge? Nu? Nu? Hai, Sara, urcă! Hai, cu viteză mică! Mică, viteză mică! Sara! 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 Sara, ține picioarele. Sara, ridică picioarele. Asta e frână. Ce e asta? Gheață. Oh, cât de frumos. Ce frunze frumoase în gheață. Super. Parcă e ceva din sticlă. Wow. Eu plec. Dar fără viteză, fără viteză. Vine mașina? Stai un pic, eu... Aha, vine aici. Stai, Niki, stai.
Nicola spune, da? Sara, cu o să fie udă, udă. A fost super. Eu m-am dat, a fost foarte super. Eu am înghețat deja. Deci mâine am, da, gata, înghețat. Hai, Sara, Sara, e înghețat fundul. Tata vrea, uitați-vă ce face el. Oh, Sasha! Gata, eu fug în casă. Voi mai rămâneți? Mai stați sau nu? Gata, eu fug, cum vreți. Nu mai pot. Iată, cine-mi seamănă? Sofia, de figuroasă și ea. Am aprins și luminițele, au mai rămas încă zile numărate și trebuie să strângem brăduțul. Da? Ce faci tu? Stai la cald, stai la cald. Ați înghețat și ați fămânzit? Da. Vă uitați la video-ul vostru? Da. Ce bravo sunteți! Iată, acest video a ieșit pe canalul Season Family. După cum am zis, link-ul o să las în descriere. Fetele au fost foarte sincere aici și au descoperit toate secretele Sarei.